tare, prieteni! Astăzi am ieșit afară și plec să mă întâlnesc cu prietenele mele. Vedeți, eu cum plec în scoar. Salut! V-am adus două cadouri. Mulțumesc! Cu plăcere! Salut! Eu m-am întâlnit cu prietenele mele, Adelina și Adelina. Salut! În timpul liber îmi place să stau cu prietene, să trăgănesc, vorbim despre școală, despre alte lucruri mai importante, chestii de fete, știi ce zic? Deci, foarte interesant. Îmi mai place să ies afară cu prietenele mele pentru că am cu cine ieși, îmi place pentru că aerul este curat și mereu suntem împreună. Ne simțim ca membri între familie, discutăm mereu, ne jucăm, ne plimbăm cu penibarele, chiar și cu bicicletele. Cum împreună cu prietenele mele plecăm să ne scoatem penibordurile ca să ne dăm cu ele. Salut! O prietenă mea a plecat să mănânce, însă eu cu Adelina ne-am scos penibarele și ne-am dat pe drumul acesta. Este pe Adelina, da! Sunt atât de bine, n-aveți idei să vă dați cu penibarele! Am vrut să vă spun ceva, dragi prieteni, vă mulțumesc de suflet pentru că am ajuns la suma de 600 de abonați. Eu sunt foarte fericită, nu voi face video special la fiecare 100 de abonați, dar voi face video special la 1000 de abonați. Și vă mulțumesc de suflet pentru că la video-ul a doua mini distracție la bazin cu Bianca am ajuns la suma de 4000 de vizionări. Eu sunt foarte fericită și Adelina tot pentru mine, așa-i? Și noi acum ne dăm pe scâncile și așteptăm pe cealaltă prietena noastră. Tot Adelina. Împreună ne-am hotărât să avem Coca-Cola când s-a făcut sete, da? Da, da. Aici Adelina, cu Adelina vrea să dai cu penibordul. Cum vă voi prezenta acum, prietenele mele se vor da la valea din scoarul de lângă liceul Gheorghe-Sache. Hai să le vedem! Hai! Bravo! Acum Adelina. Hai Adelina. Bravo! Și acum eu. Like a boss. Like a teddy.